Cel puțin 10 sportivi de la Clubul Ippon vor reprezenta mediașul și România la campionatul european de karate VUCA-F, care va avea loc în capitala Poloniei, Varșovia. Săptămâna aceasta a fost stabilit la nivelul Federației Române de Karate VUCA-F componența lotului la categoria de vârstă peste 18 ani, iar mediașul va avea 4 reprezentanți: Tarian Ochi, Andrei Toma, Mihai Toma și Corin Maior. Acestora li se vor adăuga sportivii cu vârsta sub 18 ani. Lotul definitiv va fi stabilit după Cupa României, competiție programată la jumătatea lunii septembrie la Brașov. Noi ne dorim să mergem cu cât mai mulți sportivi, dar peste 18 ani e o selecție foarte riguroasă și merg doar 2 sportivi pe categorie. Noi, datorită rezultatelor obținute în Mexic la campionatul mondial, îi aveam deja în lotul acesta provizoriu, să spunem, pe Andrei și pe Mihai Toma și pe Tarian Ochi la categoriile de cumite, iar lor li s-a adăugat, datorită rezultatelor bune de anul acesta, și Corin Maior, care o să poată participa la cantonamentul de lot din luna septembrie, unde se va face lista finală pentru europene, dar eu cred că are șanse foarte mari să se califice și o suntem foarte mândri. De asemenea, în luna septembrie va avea loc și Cupa României, pe lângă acest cantonament, și noi vom pleca cu un lot de 5 sau 6 sportivi și la Cupa Canzen în Scoția, așa că avem un septembrie încărcat înainte de campionatul european și ne dorim, bineînțeles, să reușim să ducem cât mai mulți sportivi. Noi ne-am propus minim 10 cu sprijinul primăriei Mediaș, dar lor li se mai pot adăuga la categoriile de copii unde nu e selecție, pot participa oricât, se mai pot adăuga participanți.